voi, stimați prieteni, aș vrea ca încă o dată, în dimineața aceasta, să spunem ca binecuvântat să fie Dumnezeu, care a făcut cerurile și pământul. Amin. Am petrecut până aici un timp în care ne-am bucurat de prezența lui Dumnezeu și nimeni de aici să nu se plângă că afară este prea cald. Zic ca Dumnezeu să țină vara asta până în octombrie tot așa. Chiar dacă consumăm conditionul, nu-i nicio problemă. Aș vrea ca o altfel de căldură să pătrundă în inimile noastre, chiar dacă aici avem condition, să pătrundă în inimile noastre și să ne învioreze în această dimineață. Și m-aș bucura ca ploaia cea târzie a Duhului Sfânt să picure peste noi și în această dimineață și El să ne vorbească, El să ne sfătuiască și chiar El să ne mustre. Și chiar El să ne trezească. Lăudați să fie numele Domnului! Dragii mei frați și surori, în dimineața aceasta aș vrea să vorbesc de un lucru care fiecare om la un moment dat în viață, mai repede sau mai târziu, va avea parte de el. De aceea, cu îngăduința dumneavoastră, mi-am intitulat mesajul în dimineața aceasta Bogatul care s-a trezit prea târziu. De ce m-am bazat pe această trezire târzie? Găsim în cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu de la căderea omului în păcat le vorbește neamului de oameni și le vorbește oamenilor, dar cei mai mulți dintre ei dorm. Cei mai mulți dintre ei dorm. Poate că o să fiți surprinși de acest mesaj, dar cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea să înțelegem despre ce este vorba. Găsim în cuvântul lui Dumnezeu că oamenii dorm când Dumnezeu le vorbește. Într-un loc spune Scriptura, trezește-te tu care dorm. Nu? Sunt oameni care ascultă și aude acest glas al lui Dumnezeu și se trezesc. Revin la realitate. Cunosc realitatea Sfintelor Scripturi, se împacă cu Dumnezeu. Dar sunt oameni care și ei se trezesc. Crezând că trec, când ajung la hotar, pe care l-a pus Dumnezeu și pe care nimeni nu poate să-l mute hotarul, crezând că la hotarul acesta a morții s-o opresc toate lucrurile, de fapt, el nu ajunge la hotar cum crede el. El se trezește în aceeași clipă dincolo. Se trezește la realitate. Ceea ce s-a întâmplat cu omul acesta. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii nu ia seama la cuvântul lui Dumnezeu. Spune Iov în vorbirea lui. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Dar omul nu ia seama la el. Cuvântul lui Dumnezeu din ziua de astăzi, măcar că oamenii neagă adevărul acesta. Dar am o întrebare cu privire la dumneavoastră. Credeți că Domnul Iisus Hristos spune adevărul? Amin. Dragii mei, dacă El nu spune adevărul, cine îl spune? Se întâmplă des că soția de lângă tine poate nu spune adevărul. Se întâmplă. Se întâmplă poate că soțul de lângă tine nu spune adevărul. Cel pe care aici au mai multă întrebare. Și nu spune adevărul. Aș vrea să vă spun un lucru. Dacă este cineva în universul acesta care spune adevărul, este Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. Cuvântul acesta în această dimineață ne vorbește despre un om
care a avut parte de o trezire. De o trezire care l-a șocat. O trezire de care nu s-a gândit el care parte. Și m-aș apropia de acest cuvânt și aș spune. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și Domnul Iisus Hristos spune despre un bogat și un sărac. Dar îngăduiți-mi o paranteză. Dacă v-aș spune că acești doi erau amândoi bogați, ce ziceți? Ar fi credibilă declarația mea? Aș vrea să vă spun ceva. Mai bogat era săracul decât bogat. Era mai bogat. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune de bogatul ăsta că era bogat. Dar n-avea bogăția lui Iov. Iov avea două feluri de bogății. Una, spune cuvântul lui Dumnezeu, că nu era nimeni așa de bogat în ținutul acela, în privința bogăției acestei materiale. Dar ne mai spune Scriptura de ceva. Omul acesta era bogat și cu adevărata bogăție. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că el era neprihănit să temea de Dumnezeu, să abătea de la rău și căuta fața lui Dumnezeu. Întrebarea mea este pentru dumneavoastră în dimineața aceasta. Cine este mai bogat? Unul care are milioanele de dolari? Sau unul care e ca și Lazar, cum spunea fratele Adrian, care vezi, te duci și poate nu dai nicio importanță pe el. Dar să nu uităm că poartă în inimă o comoară inestimabilă. Poartă în inimă credință în Dumnezeu. Și atunci când va trece hotarul pentru el, nu va fi o trezire. Va fi o moștenire a vieții veșnice care el știa că o va moșteni. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu vorbește cât într-un fel, cât în alt. Și oamenii nu ia seama. Dar aș vrea să vă spun ceva. Știți cum Dumnezeu îi trezește pe oameni? O să fiți surprinși. Știți că Dumnezeu îi trezește pe oameni cu ceasul? Îți pui ceasul seara să te trezească dimineața. Și ceasul este credincios și te trezește dimineața. Și îmi spunea odată un om, în fiecare lună schimb 2-3 ceasuri. Pentru că de fiecare dată când sună, îi trag câte un pumn și îl stric. Și mai mă curg, mai departe. Și câteodată mă trezesc și am pierdut randevul și am pierdut tot. S-a trezut prea târziu. Știți că Dumnezeu îi trezește pe oameni cu ceasul de multe ori? Și știți că sunt oameni care îi aminte la ceasul lui Dumnezeu. Dar sunt oameni care îi dă câte o palmă la ceasul lui Dumnezeu și îl închide? Ceea ce a făcut bogatul din ziua de astăzi. Era Lazar acolo și fratele Adrian amintea. Era omul acesta ca un ceas al lui Dumnezeu pentru el acolo. Și îi aducea aminte. Să știți că Lazar era neprihănit. Și neprihănirea lui era vizibilă. Era vizibilă. Și bogatul acesta, la care nu-i dă numele, în fiecare zi când trecea pe lângă Lazar, îi vedea neprihănirea. Și îi vedea curăția inimii. Și nu lua aminte. De fiecare dată îi dădea câte o palmă și îl închidea pe Lazar. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Lazar ar fi vrută să se hrănească cu fărmiturile de la masa acestui om. Domnul acesta era un arogant, un ignorant și cum vreți dumneavoastră să-i spuneți? Ignora toată realitatea. Ignora toată realitatea. Și oare credeți că dacă el ignorează sau a ignorat, credeți că într-o zi nu te vei trezi? Te vei trezi. Dar trezirea va fi brutală. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre treziri mai mult. Și ar vrea să vă aduc din Cartea Sfântă, din Vechiul Testament. Prorocul Iona era un ceas al lui Dumnezeu trimis la cetatea Ninive, unde erau 120.000 de oameni, care Iona spune nu. Și ce vrea Iona? Să trape toți acolo și să moară. În păcatele lor și din punct de vedere fizic
dar și spiritual. Dar Dumnezeu îi spune titlul Ian pe Iona și înghite-l și ține-l 3 zile. Și foarte interesant, foarte interesant, că peștele ascultă de Dumnezeu. Și îl ține pe Iona 3 zile. Și după 3 zile nu l-a mâncat, nu l-a digerat pe Iona și îl varsă din gură acolo unde Dumnezeu îi spune. Și foarte interesant, că Iona, ceasul acesta care era puțin cu colțul, n-ar fi vrut să sune în cetatea Ninive. Drept sau nu? N-ar fi vrut să sune. N-ar fi vrut să spună încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită, pentru că el spune mai apoi, ah, Doamne! Chiar asta n-aș fi vrut. Să mor 120.000 de oameni. Apoi, încă un ceas care Dumnezeu a trezit o cetate. Dacă vă aduceți aminte de samariteni, Dumnezeu a folosit-o pe femeia aceea ca și un ceas ca să trezească pe cei din cetate de acolo. Și oamenii de multe ori nu-i amint nici la ceasurile acestea care Dumnezeu le folosește care să-i trezească pe oameni. Și în bisericile noastre de multe ori. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin apostolul Pavel în cartea Corintenilor și nu puțin spune doar. Deci oamenii, dacă bine am înțeles, oamenii se duc la muncă dormind. Vin acasă dormind, se duc la școală dormind, vin acasă dormind. Se căsătoresc și se divorțează tot dormind. Nu somnul care te curs iară și te trezești dimineața. Un somn care te ține departe de Dumnezeu. Și dacă nu te trezești în viața de pe pământul acesta, mai repede sau mai târziu, dacă nu te trezești, va veni o zi în care crezi că totul s-a terminat. Dar trezirea va fi brutală dincolo. Și vei vedea, cum spunea fratele înainte, că acolo nu mai poți să controlezi nimic. Dacă ai manevrat aici și ai învârtit lucrurile cum ai crezut tu, așa cum era bogatul acesta, aș vrea să spun că dincolo nu mai poți să faci nimic. Nu mai ți aparține nimic. Nu mai ai nicio putere. Nu mai poți să faci nimic. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește așa clar de acești doi oameni. Eu așa cum am spus, mai bogat îl consider pe Lazăr decât pe omul acel. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește prin Domnul Iisus Hristos că strângeți-vă bogății care nu pierd. Nu unde le mănâncă molia, unde le mănâncă rugina. Omul acesta bogat, din punct de vedere material, avea niște bogății care, mă gândesc atunci când o fi murit, spune cuvântul lui Dumnezeu că l-a îngropat. Mai avea 5 frați. Poate unul dintre ei sunt și bucurașul, bine că am scăpat de el, că ne-a rămas nouă bogăția lui. Dar am vrea să vă spun că în timp ce frații lui l-au îngropat pe omul acesta, și poate unii îl plângeau, poate unii se bucurau, eu nu știu. Aș vrea să vă spun, poate unii dintre ei îl lăudau, poate a venit și presa și l-a lăudat, cum se întâmplă astăzi. În timpul acela, el se trezește dincolo la adevărata realitate. Cuvântul lui Dumnezeu ne atestă foarte clar în textul acesta că este un iad și este un rai. Societatea în care trăim de multe ori ne spune, nu, Dumnezeu nu este un Dumnezeu așa de rău încât să trimită pe oameni în iad. Dar aș vrea să vă spun ceva, că Dumnezeu nu trimite pe nimeni în iad. Oamenii se duc singuri. Prin propria lor alegere se îndreaptă spre iad. Măcar că Dumnezeu le vorbește oamenilor să se trezească. Și așa cum am spus mai înainte, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, trezește-te tu care dormi. De multe ori și în biserici, spunea cineva, de multe ori vin oamenii, vin frați la adunare, ce este mai trist, vin dormind. Și dacă mi-ar spune cineva, frate Mircea, din punct de vedere spiritual dormi, nu e așa că m-ar deranja? Și nu e așa că te-ar deranja? Și așa de tare încât te-ai exprima și ai spune punctul tău de vedere. Dar Apostolul Pavel ne vorbește de o realitate. Că și în biserică se doarme.
Ce trist este. Dar de multe ori Dumnezeu îi folosește și pe frații de la Avonul Bisericii. Folosește printr-o cântare, printr-o poezie, folosește printr-un cuvânt de prorocie, printr-o vedenie și le spune oamenilor, treziți-vă! Și poate nu ne convine. Pentru că mesajul este prea dur și poate de multe ori așteptăm pe păstor la ușă și spunem, pă fratele, cu tare nu mai pune la predică, pentru că cuvintele lui nu ne-au gândit la urechi. Aș vrea să vă spun ceva, frați și surori. Tare m-aș bucura, dar niciunul de aici, din locul acesta, să nu doarmă în felul acesta spiritual. Ne culcăm seara, este somnul fizic care trebuie să-l avem și să ne odihnim. Dar din punct de vedere spiritual, pe niciunul să nu ne apuce venirea Domnului Iisus Hristos, dormind. Pe niciunul să nu ne apuce, oarecum să spun, trecerea din lumea aceasta, dormind spiritual. Pentru că aș vrea să vă spun, trezirea dincolo este foarte brutală. Este foarte brutală și nu se mai poate face nimic. De multe ori și în vremuri ca și acestea, oamenii încearcă să atenueze unele lucruri și unele adevăruri. Dar tare m-aș bucura că la noi în biserică să se spună adevărurile, frați și surori, așa cum sunt. Pavel Apostolul vine și spune că dacă ați primit și ați ținut-o așa cum ați primit. Frați și surori, ne-am bucurat tare atunci când am primit pe Domnul Iisus Hristos. Și poate de multe ori de atunci am adormit. Poate de multe ori. N-aș vrea să năcăjesc pe nimeni asta. Dar aș vrea să trag un semnal de alarmă. Dacă cineva se simte că s-a depărtat de Domnul Iisus Hristos, s-a depărtat de adevărurile care l-au îmbucurat odinioară, cred că e vremea să ne trezim. De multe ori spunem între noi, am vrea ca Dumnezeu să facă o trezire spirituală. Și am vrea să o facă Dumnezeu. N-au niciun amin în adunare. Aș vrea să vă spun ceva. Eu n-am să cerșesc niciodată aminul lui nimeni. Pentru că nu este pentru mine. Este spre lauda lui Dumnezeu. Dar sunt niște adevăruri biblice. Vremurile în care trăim sunt niște adevăruri care încearcă de multe ori oamenii ca să le acopere și să spună nu este așa. Spunea cineva, nu știu cine exact, spunea că în unele țări din Europa chiar vor să scoată niște adevăruri din Biblie. Niște unele pasaje care nu le convine, care atacă pe o anumită pătură socială, care au ajuns cu bani, ajuns la putere. Aș vrea să vă spun, frați și surori, să ne rugăm pentru țara în care trăim. Să ne rugăm pentru libertatea închinării în duh și în adevăr în țara în care trăim. Dumnezeu ne-a dus aici ca să fim niște oameni vii și ca să fim niște oameni treji, ca să vedem adevărul care este și să-l spun. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre acești doi oameni. Că a murit săracul acesta. Nu știu dacă cineva l-a plâns. Și nu știu dacă cineva i-a făcut acolo mare paradă la un salon funerar. Nu știu. Dar ce este interesant? Spune că săracul acesta, care nu era băgat în seamă de omul acela bogat, și o spun cu ghilimelele de rigoare, că știți că eu îmi păstrez aceeași afirmație. Bogatul era Lazar. Celălalt s-a înșelat cu bogăția. Bogatul era Lazar. Pentru că bogăția care a avut-o în inimă, o moștenit-o dincolo. Ei, omul acesta spune cuvântul lui Dumnezeu că a murit Lazar. Dar a murit și bogat. Omul acesta, bogatul acesta, s-a întâmplat cu el ceva acolo când s-a trezit la realitate. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus și-a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avram, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Întrebarea mea este,
este un adevăr iazul cu foc? Este. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Sunt cuvintele Lui. Iazul cu foc este o realitate. Nu este un bast. Nu este o imaginație. Nu este o legendă. Este o realitate. Și pentru toți cei care nu se trezesc aici la realitate, se vor trezi acolo. Dar cum spunea fratele înainte, va fi prea târziu. Omul acesta ce a remarcat la el, prin aroganța care avea el că îl sfida pe Lazar acolo la ușa lui, știți ce s-a întâmplat? Ar fi vrut să se pocăiască. Lazar care îl dezgusta cu bubele lui, mă, măcar niște alifie dacă îi dădea rugatul acesta la Lazar. Ca să pună pe bube. Nu, nici măcar atâta mine. Lasă Lazare tu cu câinii acolo să-ți lingă câinii bubele. Dar foarte interesant. Ați băgat de seamă ce am băgat eu de seamă aici? Era dispus acum să facă compromisul. Și spune, Părinte Avram, cu alte cuvinte, Lazare ăla pe care eu sfidam acolo, care nu era bun arien, sunt gata ca să-mi atingă mâna, buzele, cu mâinile lui bubos. Numai ca să mă aline și numai ca să mă mânc. Una, căuta să facă compromisul. Căuta să facă compromisul. Apoi, omul acesta a văzut că nu mai poate să controleze nimic. Și a depus pledoria, uite care e treaba, eu mă chinui aici. Spune lui Avram, auzi, trimite în casa tatălui meu. Mai am 5 frați acolo. Omul acesta ar fi vrut, cum spunea fratele Adrian, să evangelizeze acum pe frații lui, ca nu cumva să vină și ei acolo unde este el. Dar și-o dat seama că nu se mai poate face nimic. Frați și surori. Și-o dat seama repede că de fapt nu mai are influență și nu mai poate să manevreze lucrurile cum le făcea el aici pe pământ. Probabil aici pe pământ făcea ce voia el. Eu am încercat să-mi imaginez cum trăia omul acesta. Am încercat să-mi imaginez care era comportamentul lui. De pur și simplu, omul acesta a avut parte. De ce a avut parte? Și mi-a imaginat un om. Uitați-vă în zilele noastre. Un om bogat. Un om arogant. Care nu ia metroul cu tine. La care vine limuzina în fața ușii. Un om care nu vrea să aibă contact cu oameni. Un om care nu vrea să știe de săraci. Un om care nu vrea să știe nici de bogat. Un om care nu vrea să știe nimic, tot ce îl interesează. De contul lui în bancă. Și bunăstarea lui. În aceeași Evanghelie, în Luca 12, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește de un alt om. Știți de cine vorbește acolo? De bogatul căruia a rodit țarina. Și omul acela tot așa se comportă. Are exact același comportament tipic. Ca și el nu este nimic. Nu este intușat, cum zic oamenii aici. Dacă dețin control din coace, control din colo, sunt intușat. Este posibil. Este posibil aici ca să te profilezi ca un șarpe printre jaloane. Dar aș vrea să vă spun ceva. Pentru toate astea vei plăti. Se amintea aici și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că omului este dat să se nască dat. Să moară. Și apoi vine judecată. Unii oameni spune și o știm această afirmație. Îmi spunea odată cineva care l-am crezut mai învățat. Spune, unde să duc toți oamenii? O să mă duc și eu. Am o întrebare pentru dumneavoastră. De câte ori v-ați dus la aeroport? De câte ori v-ați dus la aeroport? Și ați luat primul avion. Și să luați primul avion cu prima destinație care nici nu vă interesează de fapt. Și să spuneți, unde să duc toți ceilalți din avion? Acolo mă duc și eu cu ei. Ați făcut vreodată? Nici din punct de vedere logic nu poți să faci așa ceva. Sunt oameni care crede că unde să duc oamenii acolo, unde să duc toți oamenii, să duc și ei. Și nu se îngrijorează deloc de sufletul lor. Omul acesta bogat, în felul lumii,
ca sărac în felul lui Dumnezeu. După principiile lui Dumnezeu ar vrea să vă spun, era sărac lipit pământ. Și celălalt sărac, după principiile lui Dumnezeu, era bogat din belșug. Era bogat din belșug. M-aș bucura, frați și surori, să avem o atitudine ca și omul acesta Lazar. N-aș vrea să mai aduc înaintea dumneavoastră imaginația care mi-am făcut-o cu privire la bogat. Aș vrea să mai aduc înaintea dumneavoastră imaginația care mi-am făcut-o cu privire la Lazar acesta. Un om smerit. Un om smerit. Un om evlavios. Un om cu frică de Dumnezeu. Un om neprihănit. Un om care vrea binele celorlalți. Un om care nu-i reproșa lui Dumnezeu că avea bube și era bolnav și era sărac. Nu-i reproșa. Un om care își păstra în inima lui inestimabila lui comoară. Îl avea pe Dumnezeu. Și în fiecare zi, așa cum era el sărac, mă gândesc că era mulțumitor lui Dumnezeu. Ar vrea să luăm imaginea acestui om pentru noi ca un exemplu. Ca un exemplu. De multe ori suntem nemulțumiți. De multe ori suntem nemulțumiți. Și cu una și cu alta. Suntem nemulțumiți și ne manifestăm nemulțumirea. Aș vrea să vă spun ceva, frați și surori. Nu cred că Lazar era nemulțumit. Nu cred că i-a reproșat vreodată lui Dumnezeu starea lui, sărăcia lui. Nu cred că i-a reproșat vreodată lui Dumnezeu bubele care le avea. Cred că se mulțumea și mulțumea lui Dumnezeu așa cum este. În vremurile în care trăim noi, frați și surori, de multe ori încă mai sună ceasul lui Dumnezeu pentru noi. Ne vorbește. Ne vorbește câteodată de la vom. Și poate nu ne convine. Poate nu ne convine. Ne vorbește și ne spune să ne trezim. Este vremea să ne trezim. Și poate nu ne convine. Ne vorbește poate printr-o cântare. Ne vorbește printr-o prorocie. Și de multe ori și la creștini au ajuns să nu le convine. Să nu le convine. Aș vrea să vă spun, frați și surori. Eu cred că toți care suntem aici, cred că suntem treji. Eu cred că suntem treji. Eu cred că toți care suntem aici, când vom trece dincolo, sau dacă îl vom prinde venirea Domnului Iisus Hristos în viața noastră, eu cred că vom zbura toți cu Domnul Iisus Hristos. Dacă nu, atunci când vom ajunge la ușa mormântului, atunci când cei care vor rămâne aici, poate ne vor așeza undeva într-un sicriu, trecerea noastră dincolo să fie spre viață. Nu să fie spre un șoc. Așa cum am spus, bogatul în felul lumii, pentru el a fost un șoc brutal. A fost un șoc brutal. Orice om care nu se trezește la adevăr aici și nu vrea să se trezească, într-o zi se va trezi. Dacă va fi prea târziu. Bogatul care s-a trezit prea târziu. Mă rog lui Dumnezeu ca biserica de aici să fie o biserică trează. O biserică care să aștepte și să grăbească venirea Domnului Iisus Hristos. Să trăim așa cum am spus, cum a trăit Lazar omul acesta. În curăție de ei. În smerenie. În evlav. Aș vrea să vă spun surorilor, în evlav. În evlav. În ascultare. Acestea sunt calități și mai sunt mai multe. Calități care te face ca să fii treaz. Și când vei trece dincolo, să treci în sânul lui Avram. Adică. Într-o odihnă veșnică. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici că bogatul și-a ales cele bune aici. Cele bune. Eu am mai spus odată, nu știu dacă o mai țineți minte. Știți ce se întâmplă când oamenii își aleg aici cele bune? Confundă viața cu traiul bun. Sunt două lucruri total diferite. Viața aici poți să o duci bine. Traiul bun, mă scuzați, poți să-l duci bine. Să nu lipsească nimic. Dar adevărata viață. Ce ne spune Scriptura? Care este adevărata viață? Să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos. Aia este adevărata viață. Aceea este adevărata viață. Și Pavel Apostolul spune, aș vrea să-L cunosc pe El. Și puterea Lui.
Știți care este puterea învierii Domnului Iisus Hristos? Petru o spune în cartea Faptelor Apostolilor, atunci când le spune oamenilor pe care voi l-ați răstignit și l-ați omorât pe Iisus, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Lăudați să fie numele Domnului. Puterea învierii Domnului Iisus Hristos este Dumnezeu din cerul. El a înviat și El ne va învia și pe noi în ziua de apoi. Mă opresc la aceste gânduri și zic ca Dumnezeu să ne păstreze treji până la venirea Lui. Amin. Yeah.